La 20 ianuarie, în Parlament, majoritatea parlamentară creată de Partidul Democrat a validat în 30 de minute guvernul în frunte cu Pavel Filip, colegul de facultate al lui Vlad Plahotniuc. Protestatarii, care au fost șocați de viteza cu care deputații au decis să voteze guvernul, au decis să înconjoare Parlamentul protestând pașnic împotriva instaurării acestui guvern. În același timp, mai mulți jurnaliști au fost sechestrați în clădirea Parlamentului. Tot în aceeași zi, Mold Telecom a asistat transmisiunea mai multor canale ca lumea să nu vadă ce se întâmplă în țară. Totul s-a terminat cu un jurământ depus de miniștri în miez de noapte. Menționăm că politicienilor de la Chișinău le-a luat aproape 3 luni după dărâmarea guvernului pro-european condus de Valeriu Streleț să se hotărească asupra unui nou premier și să formeze o majoritate care să-l poată susține în Parlament. În tot acest interval, Vlad Plahotniuc și-a dorit ca funcție de prim-ministru să-i revină unui reprezentant al Partidului Democrat, adică lui. Deoarece înaintarea lui nu a fost acceptată de președintele Nicolae Timofte, a încercat să-l șantajeze. Președintele a vorbit despre faptul că i s-a impus o candidatură și cea a lui Vlad Plahotniuc și i s-a adiat de către cine, nu știu. De către cine, nu știu. Asupra unor lucruri care îl pot privi pe domnul președinte. Vă referiți la dosar penal în care figurează cineva din unul dintre fiii domniei sale? Președintele a avut informații că doi fii ai domniei sale sunt nu stingheriți, ci urmăriți, dacă vreți, că nu li se dorea binele. Totuși a reușit să forțeze numirea unuia dintre oamenii săi, Pavel Filip. Premierul desemnat a zis imediat că se apucă de programul de guvernare și de consultări. Procesul obișnuit ar fi trebuit să continue până spre sfârșitul săptămânii. Miercuri însă s-a anunțat că Parlamentul se întrunește în regim de urgență pentru a supune la vot programul de guvernare și guvernul. În Parlament, socialiștii din opoziție au scos pancarte și au încercat să blocheze tribuna. Democrații le-au rupt pancartele și au încercat să deblocheze tribuna. Pavel Filip a încercat să-și prezinte programul de guvernare, dar nu a reușit și și-a prezentat miniștri. Formăm un guvern mai bine organizat, cu o echipă capabilă să implementeze programul de guvernare. De acest lucru am ținut în primul rând cont la formarea echipei. S-a supus la vot, s-a votat, s-a încheiat ședința în 32 de minute. Manifestanții care protestează de câteva luni au venit repede să-i oprească pe deputați. Manifestanții sunt împărțiți în 3 grupuri, socialiștii, adepții primarului de Bălți Renato Usatăi și susținătorii platformei Demnitate și Adevăr, care de curând s-a transformat în partid politic. Primele 2 grupuri sunt conduse de filoruși care vor reorientarea țării către Uniunea Euroasiatică. Cei de la Dreptate și Adevăr se declară pro-europeni și spun că luptă împotriva corupției. Însă și printre ei există indivizi destul de dubioși. Toate cele 3 grupuri spun că vor alegeri anticipate și au criticat desemnarea lui Pavel Filip ca premier. Cei de la DA sunt și foarte vocali împotriva lui Plahotniuc. Când au auzit că guvernul trecuse deja, manifestanții s-au înfuriat și au intrat în fervoarea revoluționară. Au spart cordoanele de polițiști și au intrat în Parlament, de unde au început să-i scoată afară cu tot cu scuturi pe polițiști. Undeva în clădire erau blocați și câteva zeci de jurnaliști. Mold Telecom, compania care este și distribuitor de cablu și ar fi controlată de un apropiat al lui Plahotniuc, a întrerupt televiziunile care difuzau imagini de la protest. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a fost îmbrâncit și lovit de protestatari care îl strigau Iuda. Până nu demult, Ghimpu era considerat drept politicianul cel mai apropiat de România și era apreciat pentru anticomunismul său, însă miercuri a votat alături de foști comuniști care au trecut recent în barca lui Plahotniuc. După ce protestatarii au stat o vreme prin Parlament, poliția, care își întărise efectivele, a reușit să-i dea afară din clădire. În toată agitația au fost rănite vreo 10 persoane.
În tot acest timp, autoritățile de la Chișinău erau ca și inexistente. Doar pe la vreo 11 seara a venit un comunicat de la guvern că premierul interimar Gheorghe Brega îndeamnă la calm, în timp ce prim-ministru proaspăt votat de Parlament a declarat că este ocupat cu alte activități. Tot apeluri la calm au lansat și ambasada SUA la Chișinău, șefa diplomației europene Federica Mogherini și Ministerul Român de Externe. Ministerul Afacerilor Externe a dat un comunicat în care o ține cu procesul democratic, guvernul votat în mod legitim de Parlament. Niciun cuvânt despre viteza suspectă cu care s-a desfășurat ședința Parlamentului. Jurământul a fost depus în mare secret în miez de noapte. Ziua s-a terminat cât se poate de penibil. Președinția a anunțat seara că ceremonia de depunere a jurământului va avea loc ulterior. Către miezul nopții însă un comunicat de la președinție spune că jurământul a fost deja depus. Evident că presa nu a fost anunțată în prealabil. De manevră nu a știut nici măcar purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, care și-a și anunțat între timp demisia, singur gen de normalitate în tot circul ăsta. Astăzi protestele continuă. Oamenii solicită anticipate.